Căsuța poveștilor, așa cum îi se mai spune centrului din cartierul Iris, oferă servicii medicale și sociale pentru mamele singure cu copii între 0 și 6 ani, lipsite de suportul familiei extinse cu o situație materială precară. De cele mai multe ori, aceste femei se confruntă și cu violențe de tot felul, carențe educative sau neglijențe grave. Principalul obiectiv al centrului este acela de a preveni abandonul în rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani din județul Cluj, dezvoltarea competențelor parentale și asistarea familiei monoparentale în procesul de reintegrare socioprofesională. Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani există acest spațiu, este un centru de zi în care aceștia beneficiază gratuit de servicii de îngrijire, educare, socializare, recreere pe timpul zilei, de la 6 dimineața la 6 seara. Mamele singure sunt incluse în mai multe programe cu ajutorul cărora pot să-și găsească un loc de muncă sau să-și continue studiile. În ceea ce îi privește pe cei mici, aceștia sunt susținuți și după ce merg la grădiniță cu îmbrăcăminte, încălțăminte și alimente. Niciun copil nu pleacă de la căsuță fără a fi înscris într-o instituție de stat, respectiv de la o creșă și grădiniță. Intervenim și aici, monitorizând evoluția lor ulterioară, îi și ajutăm așa cum facem și cu familia din centru de zi, pe lângă suportul material, lunar, săptămânal, care constă într-un pachet cu alimente de bază, produse de igienă, de curățenie, tot așa, articol de îmbrăcăminte, încălțăminte, îi ajutăm și cu suport emoțional. Centrul de servicii medico-sociale Acoperământul Maicii Domnului a fost înființat în anul 2005 sub patronajul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului. Activitatea centrului este susținută din donații și din veniturile obținute prin valorificarea obiectelor confecționate manual de voluntari.